miștosa. Mesă mă Elena, tai pe naptu mi gânaiz, că ajucheren tai prin amarii misiunea romanii, pe talo romano, tipi Moldova ec. Janelpi, că îi mass media să li ec instrumentul valorosu, ca ti promovin mesaja, ca ti den educația în societatea, tai ti den cea ci informația. S-ar să scadi amari comunitatea România de mass media, dați duma cu experța pe cadaua domeniu, ando reportajul Soaela. Infractoria, cola ca mangă, cola ca nica mente care îmbuchi, cola ca ni dempi scășaurăn la școlate, manușa ca ai traindic partea. Ita cadala, să le câchiva stereotipurile andar rom ca era câmpii andi mass media. Îi percepția andal rom să le todini pic baza dil stereotipurile negative tai pierde de prejudecăția. Mass media să la iec bari influența andai mentalitatele manușengă să le iec platforma ca te schimbonei părerea tai titon puncto vașălsea prejudecăția. Mai buti și un accentul andil rețelea de socializare, o te ca o publicul să-l mai implicome. În mass media online, să le iec platforma prea periculosu, o te le manuși da știinti promovin hohaimata, tai cadala grupurile online-ul, da știinti promovin prejudecăția, violența, tai ura. Mai buti ca na tistopilpi, se ale stereotipurile ca să îndarom. Cana cadaia metoda, ca cărempi a canacă le știri, tai le reportaja, andar rom, a te așel sa cadea de banghi, tai toxicu, atunci imaginea le romengă ne-a sti schimbolpi nicic data. Asociația Promolex monitorizează discursul de ură și instigare la discriminare în spațiu public și mass media din Republica Moldova începând din anul 2017. Din anul 2018 prezentăm rapoarte de monitorizare în care aducem în atenția autorităților, dar și actorilor interesați în general de acest subiect, precum și societății în general, date cantitative și calitative cu privire la discursul de ură. Practic, ceea ce am văzut noi deja în urma acestor monitorizări, după 3 ani de zile, este cu regret faptul că acest tip de discurs persistă în societate, el este utilizat cu diferite dinamici în funcție de context. Discursul de ură este utilizat preponderent de către bărbați. Aceasta nu înseamnă că femeile nu îl utilizează, doar că procentul bărbaților, vorbind statistic, este mult mai mare. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 35-50 de ani sunt cei care utilizează cel mai des acest tip de discurs. De asemenea, am constatat că la baza discursurilor de ură, de cele mai multe ori, stau următoarele criterii. Apartenența politică, sex sau gen, orientare sexuală, dizabilitate sau vârstă. Acest tip de discurs a afectat foarte multe alte grupuri, inclusiv comunitatea romă sau reprezentanții comunității rome. Alte observații ale noastre ce țin de discursul de ură în spațiu public și mass media este că acesta are tendința în ultimii ani să se manifestă preponderent în mediul online, prin intermediul mass media online sau prin intermediul rețelelor de socializare. Aproximativ 37% din cazurile pe care noi le-am înregistrat în ultimii 3 ani au fost generate de către instituțiile media, inclusiv sau în special cele online. Iar aceasta ne arată o problemă pentru societatea noastră. O discursul de ură sălu ec fenomenul globalul, ca e efectil haile romen. Andil mass media tradiționalul, online-ul, tai rețelea de socializare, le rom sălu victime vașo discursul de ură, dezinformarea, nevimatar hohamne, ca de la fenomene andictan, promovin o antigipsismul. Un discurs de ură sancționat la timpul potrivit, poate să ducă la efecte foarte dramatice pentru anumite comunități. Evident că începem cu promovarea stereotipurilor și prejudecăților în spațiu public, care afectează, de fapt,
nu doar viața de zi cu zi a celor împotriva cărora este utilizat discursul de ură, ci inclusiv felul în care ei aleg să se implice în viața comunității sau în viața social-politică a țării și a comunității lor. Pe de altă parte, un discurs de ură utilizat frecvent, constant împotriva unei comunități, fac ca acea comunitate să fie privită drept inamicul societății sau inamicul comunității. Va putea să ducă la apariția unor atitudini ostile, care fie vor marginaliza, fie vor denigra reprezentanții comunității, fie vor duce la încălcarea drepturilor lor, fie în situații individuale sau în situații deja care afectează grupul în întregime. Discursul de ură a stat la baza multor genocide în istoria lumii și nu cred că ne dorim să repetăm ce de fapt încercăm să prevenim. Care sunt efectele reportajelor cu discurs de ură atât pentru grupul țintă cât și pentru întreaga societate? Discursul de ură utilizat în mass media împotriva comunității rome, pe de o parte afectează comunitatea romă pentru că sunt grupul țintă, iar pe de altă parte afectează întreaga societate. Practic, coeziunea socială este afectată. Oamenii sunt scindați, sunt divizați și apar aceste atitudini de neîncredere, lipsă de respect față de demnitatea umană și acțiuni împotriva reprezentanților comunității. În rapoartele cele trei realizate de Promolex, găsim careva soluții? Noi am recomandat instituțiilor media, Consiliul Audiovizualului și Consiliul de Presă anumite acțiuni pe care ar putea să le întreprindă. În primul rând este să își dezvolte niște instrumente interne pentru monitorizarea utilizării discursului de ură de către reprezentanții instituțiilor media. Pe de altă parte, am recomandat să își dezvolte ghiduri sau instrumente interne care să stea la baza activității jurnaliștilor. Jurnaliștii să fie ajutați de către instituția media să își dezvolte capacitățile de înțelegere a acestui tip de discurs, de identificarea lui, pentru că uneori, așa cum spuneam, oamenii nici nu realizează că de fapt emit un discurs de ură. Una din recomandările noastre a fost ca instituțiile media să modereze secțiunea comentariilor din josul articolelor pe care le au, fie pe paginile rețelelor de socializare, fie pe paginile web ale acestora. Pentru că în momentul în care un articol este însoțit în comentarii de mesaje de ură, și acele comentarii sunt numeroase, iar articolul este redistribuit, inevitabil acest cerc vicios va fi unul greu de oprit. Pentru că un discurs de ură distribuit de către altcineva intră deja într-o altă bulă cu alți zeci, sute, mii de urmăritori. Portretizarea comunității romilor în mass media din Republica Moldova este negativă? De cele mai multe ori, cu regret, da. Tendința este tocmai de a prezenta comunitatea romă mai mult în lumină negativă decât în lumină pozitivă. Și până la un punct este absolut explicabil de ce noi le avem, pentru că prin intermediul lor, într-un fel sau altul, oamenii vizualizează și relaționează, da, cu mediul extern. Problema apare atunci când aceste stereotipuri și prejudecăți, pe care noi le avem fiecare în parte, sunt utilizate pentru a influența opinia altor persoane, pentru a determina alte persoane să aibă o atitudine negativă sau violentă, discriminatorie împotriva altor persoane, altui grup. Atunci apare problema. De ce aceste stereotipuri și prejudecăți sunt negative și ele trebuie să fie prevenite? Caticărel pe ec schimbarea mai lași, hai s-ar ec resursa vașii mass media, sile îi familiarizarea vașii jurnaliștea, s-ar să îi viața realno li romengă. Angla caticărien ec știrea. Ita star, Andi Moldova s-a scărdi unica platformă vașii mass media independentu, Romanii.
Acest radio este vocea comunității rome în societate. Este o chemare către societate pentru a-și schimba mentalitatea și comportamentul, cât și stereotipurile față de comunitatea romă. Portretizarea comunității rome în mass media este una plină de stereotipuri. Suntem o platformă de schimbare a mentalității pentru cetățenii de rând. Este, de fapt, un pod prin care construim dialogul multicultural în această societate, atât din partea comunității rome, cât și non-rome. Jurnalistul este acel instrument sau de promovare al drepturilor omului sau, de fapt, acel instrument care propagează stereotipuri față de o oarecare comunitate. Din păcate, unele reportaje demonstrează încă o dată că comunitatea romă este percepută greșit, ca ceva care nu este demn de atenția unui jurnalist. Realitatea este că atunci când este vorba de oarecare crimă care are loc în societate și dacă este implicat vreun cetățean de etnie romă, din acest reportaj se face o senzație prin care principalul scop al jurnalistului sau al reporterului este ca să acceseze câte mai multe vizualizări. Instituțiile medii locale cât și naționale ar trebui să meargă în comunitatea romă, unde o să vadă acei copii flămânzi, acei copii ai străzii, o să vadă familii vulnerabile pentru care este nevoie ca ei să facă un reportaj, strigăt la cer către societate că uite, sunt familii de comunitate, familii romi care trec prin această problemă împreună cu diaspora, haideți să ajutăm, haideți să asistăm cumva aceste familii, împreună cu societatea, haideți împreună să facem ceva pentru comunitatea romă, pentru familiile cu tare. Însă, din păcate, jurnaliștii, să spunem majoritatea, se uită doar la casele sorocenilor, se uită doar la unii romi care sunt bogați și așa mai departe. Ei percep comunitatea într-un alt mod. Ceea ce noi dorim este ca jurnalistul să aibă o abordare egală față de toate comunitățile, față de toate subgrupurile, față de toate problemele care există, pentru că cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie egali în drepturi, mai ales ce ține de unele problemele stringente ale familiilor vulnerabile. Vrem să recomandăm tuturor instituțiilor media ca să nu atragă atenția la comunitatea romă doar de ziua romilor 8 aprilie și aici iarăși arătând fustele și coloritul romilor, ci dimpotrivă vrem ca acești jurnaliști să creeze o mentalitate nouă pentru societate și este posibil pentru ca să demonstreze că sunt persoane notorii romi, persoane care au o istorie de succes, persoane care au absolvit universitate, persoane care au master, persoane care au doctorat, pentru ca să fie un exemplu atât pentru comunitatea romă, cât și pentru societate în general. Haideți să schimbăm abordarea împreună, pentru că doar dacă împreună vom acționa într-un pas egal, atunci, într-adevăr, vom putea schimba lucrurile spre bine. S-ar să iec generalizarea, penal cu jurnalismul corectu, să o instrumentul să trăbulte anel iec schimbarea la și, dar să la iec rolul importantul, ca te opris îi stigmatizarea le romengă. Îi mass media tradițional nu, dar online nu, dar știind tai să le zor, ticăren iec schimbarea pozitivnă, canali jurnaliștea, cărena materialea cea ce, neutrea, tai eticea. Cada ia buchi, a el a prielnicu, ca ticărel pe iec mediu tai relații mai lașe, mașcarle rom tai gaje, de-andaia Mării Moldova.
va chiar imata andi romani șib. La șeghez mă rofral. La șeghez mă răpei. A tu socără, socără din tare, din tare. Total socără. Mi-ai să de căra, mi-ai să mă... Sansu. Bravali. Bravali. Miri de să-i căre, hala el căre, hamos la șo. Zia nestu s-ar căre la s-a. Căre la s-o. Mă rodat căre el buchi. Căre buchi, na? Ei. Șuca, topral, muamal, ca ai jerau lez. E să pachi asta, că n-a că barileau. Barileau. Gălutar, ani lume aleschi. E Maria, tipei, s-o cărăl. Maria, s-o te cărăl. Doi. Xea, ca ce? Nana găli, nana găli. No, o iubești-l pe pașlachi de. Ah, deja n-a, nana. Încă răl a căbut. La covast, n-a să te cărăl. S-o te cărăl. Romane penimata. So cărăl chio dad. Mo dad? Si te liardo. So cherel kidei. Mi dei, silioi, mișto. Muro dad. Muro dad. Muro dad. Mărâdei. 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 O dad mradaco. O dad mradaco. O dad mradaco. Muro papo. Muro papo. Muro papo. Idei mura daki. Idei mura daki. Idei mura daki. Mrpuri. 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 Opral mără dadesco. Opral mără dadesco. Opral mără dadesco. Mără cac. Mără cac. Mără cac. Ipei mără dadeschi. Ipei mără dadeschi. Ipei mără dadeschi. Mără bibi, mără bibi, mără bibi. Oșau mără bibiaco, oșau mără bibiaco, oșau mără bibiaco. Muro ciacioro, muro ciacioro, muro ciacioro. Ișei mâra bibiachi. Ișei mâra bibiachi. Ișei mâra bibiachi. Mâră ceaciori. Mâră ceaciori. Mâră ceaciori. Muroșau. 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 Mirișei, mirișei, mirișei. Mărășave, mărășave, mărășave. Oșavo mără pralesco, oșavo mără pralesco, oșavo mără pralesco. Ișei mără praleschi. Ișei mără praleschi. Ișei mără praleschi. Iarta de broderie Vastescu, ca-i cărin la juvlea. Să-l buchea șucar, când aia arta, să-l aie durali istoria. Tai voi să-ți dezvoltime de mai but și la bărșengă. Cu ec influența bari andă Orientul, andă Europa, tai slavi. Falmic când aia să-l ec arta prea durali andă cultura tai tradiție li romneangă. Da i dacă n-ai cadea, prin geam din mai dur, e ca mari zorali romni Elena Bogdan.
kai sy mediatoare andoforu hunchesht. Apita oi, di mai but bărș, iubil, kadaia buki, i broderia. Mișto san, hana istuke, ksastu timpu, te es amendi, că te dikhes so bukia kărau, ca e penien că tu mie cărien o petalul romano, mie că dau duma gajicanies, te el mângă mai ușor, n-a că mai ușor, că mie da știu te dau duma i romanies. Dacă n-a dică la maconiva, te ha chiar e ligaje, airo. Din mic copil am vrut să fac aceste lucruri. Și toate lucrurile acestea le-am luat din zbor. N-am avut rude care să-mi facă lucruri de acestea. Bunici, străbunici, mama mea, Dumnezeu să o ierte, să-i fie țărâna ușoară, poate că să fie în ziua de azi, să vadă aceste lucruri, cum spune în popor cuvântul acesta, ar mai muri odată. Parcă câteodată stau și mă uit la aceste lucruri și parcă nu-mi vine a crede că le fac eu. Când mă văd persoane că sunt de etnie romă și ies aceste lucruri din mâna mea, nu le vine a crede. Știu cum să fac și desenul, știu cum să o aplic pe fața de pernă. E cam greluț, e ușor de zis lucru de mână, dar e mai greu de făcut. Vreau să fac multe de toate, dar mai este și o împiedicare care mă împiedică. Ața. Pentru că dacă nu ai cu ce lucra, nu poți face nimic. E foarte scumpă. Lucrez. Poate că sunt și haine care sunt tricotaje și sunt cu culoarea prinsă, le cumpăr. Vor să fie și cât de scumpe, înțeleg că am să fac de acolo lucrurile care îmi trebuie și mie, le desfac, este ață mai prescurtată, o videț, și lucrez cu ea. Când e ața mai din băcăți, îți e mai mult timp la brodat. Dar când este ața din tregului, cum este ca de exemplu aceasta, merge lucru foarte bine. Toate lucrurile care le fac îs de mână, nu le confecționez, de exemplu, la o mașincă de cusut. Alte femei când văd această broderie, că o vede și pe față și pe dos, că ies automat două lucruri odată. Asta e fața. Da, aceasta este dosul. Pe dos desenez și brodarea merge tot pe dos. Este un act de numărul 19, când înainte, la apteca de animale, se vindeau niște ace numărul 19 care se făceau injecții la vaci. Am cumpărat eu singură. După cum vedeți că acest ac e făcut de mâna mea. Nu este cumpărat de la altcineva, din mâna mea este făcut. După mărimea la o pașcă de sărnici, când brodiez, nu iese atâta ață ca să o tai cu farficul. Pot să vă arăt și broderia care o fac. Stau liniștită, și așa brodez până se îndeplinește toată floarea. Lucrul meu care îl fac, sunt foarte atentă. Uitați-vă, eu am brodat și ce se primește? Foarte curat brodat. Partea aceasta nu vedeți nimica, vedeți? E curată. Dar când brodez, iese floarea pe față. Am avut ori anumite cu broderia, liceul teoretic Mihai Eminescu. Am avut 10 fetiți și un băiețel din care, rom, care băiețelul s-a ales o croșetare, un cucoșel. Din care această broderie din organizația Porojan eram finanțată și toate broderiile care le făceau copiii în școală
Le dădeam la organizația aceasta, pentru că ei tot trebuie să arăte cine lucrează și cu ce lucrează. Și sunt foarte mulțumite de copii. Deci copiii ar vrea să revină la aceste activități? Da, da. Ei sunt interesați? Da, sunt deja fetiți mari care ar vrea să facă aceste lucruri și pe viitor să fac și la copiilor dacă să aibă familie. Uh-huh. Dar au nevoie de un suport sau au nevoie de... Ei au nevoie nu de suport, au nevoie ca să înțeleagă ce e această broderie și totodată care sunt începători ca să înțeleagă cum să coase și chiar și de un suport. Pentru că nu vine, de exemplu, la lecții cu mâna goală. Trebuie să aibă ață, cerc și își trebuiește. Și nu sper dacă să fiu de cineva finanțați. Și de ce nu să nu facem aceste lucruri? Sunt foarte frumoase. Cum ați descoperit totuși arta brodatului? Arta brodatului am descoperit-o de pe calculator. La început, să spun cinstit, o față de pernă brodam în 2 zile. Dar acum s-a mărit viteza, pentru dacă știi lucru, foarte bine merge. Această lucrare este făcută cu 24 ani în urmă. De la bun început mi-a plăcut să-l fac o lucrare ca să o am în ca amintire mulți ani. Și într-adevăr și o am ca pe viitor și o să dureze mulți, mulți, mulți ani. În primul rând am desenat-o deodată ca niște flori mășcate, că dacă sunt de etnie romă, nu iubesc florile să fie mărunte și totodată vreau să fie colorate, că roșu bate la ochi tot timpul. Culoarea roșie este culoarea dragostei. Această lucrare îl simbolizează într-adevăr libertate. Cum sunt romii, mă bucur că această lucrare se va păstra mulți ani înainte. Îi broderia manualnă, să le cărdini firul by firul, pic desenul po materialul. Când ai abuchi, să le migălosul, trăbultea el tu vremea, tai bărei atenția. Mie încerc o să ardem când o procesul, tai faleama prea pares. Mai ех mesajul ваш ушора та инчувля. Каренко я соплачил туменг. Импортанту сы, ка тумят инклен андел колати паря, кай сы то дини анди сочетатя андал жувля романе. Кадала сас дуй репортажа пря интересуме ваша маро публику, ваши ямари сочетатя кай скадям ли анди амари эмиссюня петало романо. Ка на тумен камен, ка тумари проблема, тумари история, те ела шунди хайдикли анди амари цара, сунян манг, аракен манг, хаймен астеас туменди. Девлеса ромала, хайдикасами састесте, андоне ошен.